rând, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră ai postului VTV din Vâlcea și mă bucur că ați făcut o apreciere la început de interviu și anume că avem o localitate frumoasă. Dacă dumneavoastră v-a plăcut, mă bucur și vă mulțumesc mult pentru acest lucru. Nu pot să zic nici eu altceva pentru că e localitatea unde am crescut, unde am copilărit și unde îndeplinesc funcția de primar, deci până la urmă aici am serviciu. Ce pot să spun decât că, fără niciun fel de mândrie, că aveți dreptate și într-adevăr e o localitate frumoasă, o localitate care devine din ce în ce mai frumoasă, o localitate care, bineînțeles că o iubesc și la fel și pe cetățenii din această localitate, pentru că frumusețea până la urmă e și frumusețea morală a cetățenilor. Degeaba e un estetic frumos al localității, dacă cetățenii nu sunt așa cum ți-ai dori. Referitor la partea a doua cu investițiile în infrastructura școlară, într-adevăr putem să ne mândrim că într-o perioadă relativ scurtă am reușit ca 4 școli din cele 7 existente, parte din ele respectiv 3 sunt dezafectate și nu mai funcționează. Una din ele a schimbat destinația și denumirea, dar o să vorbim mai târziu despre acest lucru, pentru a face un centru de zi pentru persoane vârstnice. Celelalte au fost renovate, modernizate și dotate cu tot strictul necesar pentru desfășurarea învățământului și a activităților didactice și pedagogice, așa cum ar trebui să sau ar fi trebuit să aibă de foarte multă vreme și ar trebui să aibă toți copiii din toată România. Deschizăm puțin o paranteză la aceste școli. Le-am luat gradual. Respectiv, școala cu clasele 1-4, care vis-a-vis de primărie și am reușit într-un program pe POR să modernizăm, așa cum v-am spus, cu toate cele necesare. Am trecut la cea cu clasele 5-8 din centrul localității și la fel avem tot ceea ce e necesar și copiii sunt foarte bucuroși de condițiile care le-am oferit și le oferim în continuare și calitatea învățământului a crescut vizibil. Iar școala de la Fumuren, pentru că n-am uitat că aici de fapt au fost două comune și sunt 3 sate în partea de nord a localității și 3 sate în partea de sud a localității și acolo am mers pe varianta renovării unei școli unde am combinat 2 sau 3 grupe de grădiniță cu cei de clasele 1-4. Acum avem în derulare un proiect care s-a semnat și deja constructorul a început de 3 săptămâni să lucreze pentru modernizare, dotare și renovare grădiniță cu program normal. Adică vrem să scoatem pe cei de grădiniță din localul școlii, clasele 5-8, să le dăm un local specific celor micuți de grădiniță, unde să aibă condițiile aferente vârstei lor. Și urmează, cred că la sfârșitul lunii noiembrie, să urcăm în SEAP și să scoatem la licitație o construcție nouă a unei grădinițe cu program prelungit, unde să găsim variantele, apoi cu un alt program POCU pentru salarizarea 2 sau 3 educatoare și un asistent medical, respectiv un om de serviciu, care să asigure continuitatea cursurilor după cele normale de stat la ora 12 până respectiv cred că ora 18, undeva în ora 17, ora 18 a asigura părinții că toți copiii pot fi în siguranță câteva ore după orele prânzului, de fapt să găsim o variantă să servească și masa acolo și să și odihnesc, adică să aibă o pauză de 2 sau de 3 ore în funcție de cum va fi gândit acest program, iar părinții să stea liniștiți la serviciu și să vină să-și ia copiii la ora 17 sau 18 în condiții normale. Mai mult decât atât, pot dezvolta o inteligență suplimentară pe
varianta că după orele de relaxare, de masă și de somn, educatoarea își va face în continuare programul sau va pregăti, de fapt, temele așa amintitele și puținele cum să fie pentru a doua zi. Program de after school. Gen program de after school, dar vă repet, e vorba de copiii de grădiniță deocamdată. Da. Ne gândim și la un învățământ dual, am purtat discuții cu primarii din localitățile învecinate și am mergit pe voi, pentru că noi aici avem o tradiție cu învățământul profesional la Lungești și cu siguranță solicitările care sunt în momentul de față din mediul rural, cel puțin pentru meserii și în general antreprenorii au foarte mare nevoie de personal pregătit în acest sens. Ne-am gândit să colaborăm, să facem un ADI, eu știu, cu cei care vor fi interesați de acest lucru. Și părinții care nu au posibilitatea să-și țină copiii mai departe în alte școli datorită cheltuielilor suplimentare, să aibă posibilitatea să vină aici în localitate, foarte aproape de domiciliu și să învețe o meserie. Ca apoi să poată să-și beneficieze de această școală, să-și câștige o pâine. Ținând cont de numărul de copii actual, undeva la 270, și de faptul că în viitorul apropiat veți construi acea grădiniță menționată mai devreme, mă gândesc că nu se pune sau nu s-a pus problema comasării școlilor. No, comasarea școlilor a fost deja făcută, da. Numărul relativ scăzut de copii și scăderea permanentă a numărului de copii în ultima perioadă, în ultimii 7-80 ani, datorită migrației, datorită problemelor, datorită îmbătrânirii satelor, datorită problemelor care apar aproape în fiecare an și știți bine că înseamnă migrație, înseamnă posibilități reduse de a putea întreține un copil, de a trimite la școală, de a asigura condițiile necesare, a scăzut numărul de copii în familiile de tineri. Adică din ce în ce mai des întâlnești familii de tineri care se rezumă la un copil, nici măcar nu se mai gândesc la al doilea. Ne mai vorbim de faptul că înainte, cu ceva vreme, respectiv 20, 25, 30 de ani, sau mai bine zis, până în Revoluție sau chiar după Revoluție, cu încă 50 ani, erau clase paralele. Nici nu putem să mai discutăm de așa ceva. Deci încercăm să menținem clasele atât cât putem la un nivel de, eu știu, 17, 18, 20 de elevi pe una singură. Pentru încălzirea unităților școlare, cum procedați? Aveți gaz în comună, pe lemne, cum faceți încălzirea? Nu, de gaz nici nu se pune problema. Am tot încercat să demarăm procedeele de a construi, să zic așa, un rețea imaginară de gaze printr-un SF-ul, dar mi-am dat seama, umblând pe mai multe instituții unde am cerut niște informații, că cel puțin în viitorul apropiat nu se pune problema de a merge efectiv pe o rețea fizică de gaze, pentru că cea mai apropiată sursă de a putea și noi să ne legăm este zona Drăgășanului. În zona Drăgășanului sunt 15 km și aceste cheltuieli nu le suportă nimeni. Adică, indiferent că aș vrea eu să fac un proiect aici și m-aș gândi că va fi eligibil, sau să fie declarat eligibil, dar este proiectul zonal și atunci o să faci un proiect pe zonă cu o țeavă care nu va fi racordată nicăieri. Și ceilalți 15 km o să te întreb, probabil mulți ani de acum încolo, cine o să-i acopere ca și costuri. Și atunci cred că singura variantă care să ne gândim și la gaze și ulterior să ne gândim la cum am putea redota, cu toate că centralele care le avem acum în toate unitățile de învățământ sunt centrale noi puse relativ noi, de jumătate de an, un an, doi ani, maxim 3-4 ani de zile, în funcție de cum s-au terminat proiectele. Mergem pe combustibil solid, iar combustibilul solid, materialul de mărți respectiv, îl achiziționez cel puțin eu de când sunt aici, cu cel puțin un an sau doi ani înainte, pentru că, în primul rând, trebuie să fie foarte bine uscat. Și, în al doilea rând, întotdeauna mi-a plăcut să am siguranța zilei de mâine, ca să zic așa, și niciodată n-aș putea să mă las pe ultima 100 de metri sau în lunile astea, cum face toată lumea în general, cu o jumătate de lună sau o săptămână chiar înaintea căderii primelor fugi de zăpadă sau ghețurile la sol, să car lemne cu căruțele de prin pădure sau cu mașinile și așa mai departe. Și, în acest sens, am pregătit stocuri pentru cel puțin două ierni avem, de material de măs,
bine uscat, pus la punct, adăpostit, acoperit, unde oamenii de servici merg foarte frumos acolo și aprovizionează centralele, deci copiii sunt deja în condiții foarte bune, în temperatură de peste 22 de grade până la 28 de grade în fiecare sală de clasă, inclusiv pe holuri și toalete. Dacă proiectul rețelei de gaze este o dorință a dumneavoastră pentru un viitor relativ îndepărtat, în momentul de față nu se poate, da? Cu rețeaua de apă și canal, cum stați? Da, mă așteptam să vină și o întrebare de genul, dacă ceva nu se poate, dacă se poate și altceva. Da, se poate și altceva. Rețeaua de apă și de canalizare este funcțională de ceva vreme, respectiv de 2 ani, 2 ani și un pic. Toate instituțiile publice care există pe raza Comunei Lungești, respectiv școli, cabine, dispensare, primărie, CIA, Centru de Îngrijire și Asistență Socială, unde sunt 70 și ceva de beneficiari, bisericile, mănăstirile, așa cum vă spuneam, unitățile economice și foarte multe case sunt deja conectate la apă și la canalizare. Rețeaua este funcțională și suntem în întreg proces de evaluare și de predare către apa vie. Respectiv 28 de kilometri, scuze, și mai fac o paranteză, încerc scuze încă o dată, respectiv 28 de kilometri de canalizare, 32,4 kilometri de apă, de rețea de apă. Adică avem toate zonele acoperite, mai puțin o jumătate de sat, cu respectiv 20 ceva de familii, pentru canalizare. Apa avem peste. Okay. Cadrele didactice și medicii de familie de aici, din localitate, sunt din localitate sau fac în aveta? Ai de contați în aveta? Majoritatea cadrului didactice, că m-ați întrebat prima dată de dumnealor, sunt din localitate. Sunt foarte puțini care fac naveta, le decontăm naveta, dar e foarte greu pentru că banii care ne-au fost alocați sunt inexistenți, de fapt nu există. Nu avem de fapt bani alocați nici pentru persoane cu handicap și însoțitorii acestora și am făcut plata acestora din fondurile pentru dezvoltarele primăriei și am epuizat la zero aceste fonduri, respectiv 575.000 de lei, promițându-ne în permanență că, nu spun cine, că probabil că toată lumea își dă seama, că aceste fonduri vor reveni în bugetul primăriei pentru dezvoltarea infrastructurii din cadrul Oate Lungești. Lucru care nu s-a întâmplat nici până acum când vorbim. Sperăm să se întâmple acest lucru, pentru că, în primul și în primul rând, persoanele cu handicap nu văd în afară de asistența, de ancheta socială, nu văd ce legătură au până la urmă cu primăria. Și dacă sunt 70 de persoane cu handicap, nu văd cum ar putea să dispară vreuna decât, ferească Dumnezeu, prin deces. Pentru că nu noi suntem cei care le dăm certificatul de handicap sau verificăm într-o comisie și nu avem niciun fel de legătură în acest sens. Iar persoanele care însoțesc persoanele cu handicap care au făcut solicitarea, suntem obligați la cerere, prin cererea depusă de dumneavoastră, să le acordăm toate cele stipulate în respectiva hotărâre de guvern, unde spune că au dreptul la indemnizație, au dreptul la concediu, au dreptul la bonuri de masă, au dreptul la tichete de vacanță și așa mai departe. Bani care nu ni s-au alocat. Iar ca să asigurăm aceste drepturi din taxele și impozitele încasate la nivel de localitate, care de fapt ni se întorc doar 40% din ele, respectiv, cum încasăm noi la nivel de primărie Oate Lungești, să zicem în mare aproape 30.000 de lei și mulțim sau împărțim la 40, asta înseamnă 120.000 de lei care se întorc. În condițiile în care într-o singură lună plătim 230.000 de lei indemnizații persoane cu handicap și pentru soțitori, cred că dumneavoastră v-ați dat seama despre ce vorbim. Adică noi, într-un an de zile de colectare taxe și impozite, reușim să plătim o jumătate de lună la persoanele respective. Și atunci, întrebarea cred că e simplă. De unde să ne asigurăm acele fonduri care sunt autogospodările? Înțeleg, dar noi nu avem voie să facem nimic. Pentru că nu avem SRL pe lângă
Consiliul Local, iar dacă ar avea SRL pe lângă Consiliul Local, a trebuit să mulți fonduri de la primărie la SRL și așa mai departe și să fie acuzat de alte minuni, de deturnare de fonduri și așa mai departe. Bun, ca să pun punct acestei discuții, pentru că e destul de dureroasă, din punctul meu de vedere, nu pentru noi. Noi am încercat să-i ajutăm și să le punem la dispoziție aceste fonduri, pentru că suntem ferm convinși că din asta trăiesc până la urmă. Sunt persoane care nu pot presta muncă pentru comunitate sau în folosul comunității și atunci au acest ajutor. Dar ca să închei, sperăm și așteptăm cu nerăbdare să ne revină aceste fonduri și să putem să le oferim oamenilor drepturile care li se cuvin. Trecând la medicii de familie, avem doi medici de familie în comună care desfășoară activitatea pe cele 6 sate aparținătoare cu Oatea Lungești, dar mai nou, în cadrul dispensarului comunal Lungești, a reușit să aduc un medic, radiolog, pentru citirea cu ecograful a părților moi ale corpului. Și pot să spun că avem un ecograf super performant și de ultimă generație, care este un ecograf Doppler 5 cu filtre și asigură, adică poate asigura servicii pentru toate părțile moi ale corpului. Cu și ce eforturi ați atingut? Cu un program prin PNDL 2, cu reabilitare, modernizare și dotare dispensarul Oman Lungești. Și ne-am gândit că, decât să luăm tot felul de minuni care nu sunt folositoare, ne-am orientat la un ecograf care, printr-un preț foarte mic pe care l-au doctorii, cu un contract încheiat între societatea dumnealor și primăria Lungești pentru ore de consiliu, am reușit să aducem zâmbetul pe buze acelor bătrâni care efectiv nu puteau să deplaseze 25, 28 sau 30 de km în funcție de punctul de comună unde mergeau spre Drăgășan sau spre Slatina, 45 de km, să-și facă o ecografie care oricum costa de cel puțin 4 sau de 5 ori mai mult decât aici. De rămâi cu Vâlcea, odată nici nu mai intră în discuție. Mai mult decât atât, așa cum vă spuneam, acest ecograf este super performant și nici nu există în Drăgășan un asemenea ecograf cu asemenea calitate. Adică, până la urmă, este un dublu avantaj. Unul, că am redus distanța, de fapt trei avantaje sunt. Am redus distanța considerabil vis-a-vis de domiciliu și spitalul unde trebuia să meargă sau cabinetul medical particular unde găseam un ecograf să-și facă o ecografie. Al doilea, că sunt prețurile care sunt practicate, sunt foarte mari și aici sunt 80 de lei o ecografie completă, abdomen plus pelvis. Foarte mari în comparație cu pensiile pe care le au bătrânii. Nici nu putem să discutăm. Adică erau foarte mulți care probabil că își doresc de foarte mult timp să facă lucrul ăsta și n-au putut. Astea fiind motivele. Da. Adică undeva la Vâlcea o ecografie de genul că s-au interesat medicii și mi-au transmis și mie aceste date. 420-450 de lei, vorbesc de ecografie totală, deci completă, iar aici 80 de lei. A Drăgășean 250-280, tot la fel o ecografie totală și aici 80 de lei. Bun. Pe lângă asta mai avem un EKG, mai avem un osteodezitometru, mai avem un spirometru. Deci sunt câteva aparate care vin clar în ajutorul sprijinul bătrânilor, în primul și primul rând din comuna Lungești. Bineînțeles că în fiecare zi când vin medicii de familie aici, sunt programări 8, 10, 12 în fiecare zi de vizita dumneavoastră aici. Domnule primar Tiberiu Costea, încă o dată mă repet, aveți o localitate frumoasă. Din păcate, ca peste tot, în toată țara, sunteți văduviți și de fonduri, de ajutor financiar, mă refer. Enumerați-mi și mie, vă rog, câteva din proiectele noastre de viitor, da? Poate pentru următorul mandat, de a atrage tinerii plecați la muncă în străinătate, de a reveni la locurile natale, de a-și întemeia o familie, de a munci și a dezvolta comuna prin toate experiențele pe care le-au
în altă parte. Mă refer la cei plecați în alte orașe mai mari la muncă, în străinătate sunt plecați la muncă. Un proiect, două, trei de viitor, pentru că tinerii să reîntoarcă sau să nu mai plece din comună. Cred că pe acest subiect ar fi enorm de mult de discutat. Foarte mult. Enorm de mult de discutat. Pentru că sunt atâtea și atâtea de spus, nici nu știu dacă pot să încep cu cineva, cu ceva care are o anumită prioritate sau să termin cu ceva care n-ar avea atât de mult importanță. În primul rând, spuneați dumneavoastră de posibilitățile sau variantele pe care le-am avea la îndemână să atragem în primul și în primul rând investitori. Exact. Pe proiectele care le am eu pentru viitor sunt proiecte care în general se referă și toate au fost construite pentru a cuprinde întreaga masă de populație, adică plecând de la tineri, cum ori de școli, de grădinițe, la persoane de vârsta 2, la persoane de vârsta 3, adică până la urmă la dispensar vine și un copil pentru un consult sau vine și un tânăr ca noi, ca noi. Da, da, mă rog, vine și un vârstnic de 60, 70, 80 de ani. Să zicem că pentru tineri până la vârsta de 18 ani ați acoperit cu succes proiectele pe care le-ați avut în, da, în comună. Pentru vârstnici la fel, zicea, ați acoperit tot așa mare cu succes. Prin, asta vreau, da, să spun pentru, acum. Pentru tineri. În acest sens, da, vă spuneam mai înainte că am transformat o școală cu schimbarea destinației și denumirii pentru construirea unui cămin centru de zi pentru îngrijire persoanei vârstnice, care o să fie dotat cu jacuzzi, cu spa, cu salină artificială, cu hidromasaj, cu cabinet psihologic, cabinet social și așa mai departe. O să vină probabil și cineva de specialitate pe kinetoterapie, pe proiectul care vom face după tot un proiect POCU pentru angajarea respectivelor persoane care se ocupe direct de persoane vârstnice care vor beneficia de serviciile acestui centru de zi. Și atunci rămâne de exact segmentul care, în general, nu poate să-l acopere nimeni în momentul de față în țară, segmentul cu putere de muncă, care ar putea să ne ridice numai pe noi ca localitate, ci întreaga țară, din latența asta în care suntem și semi-adormirea asta, că suntem în permanență hibernare, așa ca Moș Martin. Soluția cred că ar fi ca investitorii străini să fie lăsați sau regulile jocului să fie mai permisive. Și anume, cred că ar trebui cumva gândită sau regândită toată strategia de a, și bineînțeles plecând de la stabilitate, adică plecând de la stabilitatea politică până la stabilitatea economică, până la stabilitatea morală, până la urmă noastră, în general, ca popor. Foarte mulți s-au temut, dar se tem în continuare de ceea ce pot găsi sau de ce ar putea găsi dacă vin să-și pună bazele unei afaceri în România. Și acum vă spuneam, știți foarte bine și dumneavoastră și vedem și noi, zilele sau momentele astea actuale sunt destul de tulburi și de neliniștite. Nu cred că și eu, fiind în pielea unui investitor străin, aș putea să mă risc să vin într-o anumită localitate neapărat Lungești, să-mi deschid o mini-fabricuță, unde să caut 20 de persoane să-i angajez acolo. Hai să zic că am trecut peste asta. Lucrul mai greu de făcut este să găsești persoanele cu pregătirea respectivă pentru a lucra în acea fabrică. Pentru că, așa vă spuneam mai înainte, învățământul l-am făcut praf, din ce metode le știe toată lumea și nu le desfășurăm aici, e foarte greu să pregătești așa repede, într-un an, doi ani, trei ani de zile, niște oameni care să fie capabili să mânuiască un strung. Niște oameni care să fie capabili să mânuiască un robot, până la urmă, că toată lumea, cred că am sărit de mult de etapa cu sapa de cauciuc, care dădeai cu ea și sărea în cap, că din aia niciodată n-a fost nimeni îmbogățit. Agricultura performantă a fost sau este de atunci de când tehnologia a ajuns la standarde ridicate și ultramoderne, că ați văzut bine, înainte
era amărâtul ăla de 650 care întâi era, dar de fapt unul nu putea să mai lega încă unul de el să-l tragă, urma o discuire sau două sau trei, urma o frezare, urma o semânare, urma nu știu cine să mai erbicideze. Mă refer la cultura mare. Acum, un singur tractor cu o singură gamă de utilaje care sunt într-un singur corp, fac o singură trecere și fac toate operațiunile care le-am descris mai înainte. Și atunci ne dăm seama cu siguranță că acel consum de motorină este redus. Nu mai vorbim de timp, că asta ce am spus eu mai înainte, să făceam în 7 zile și poți să faci în 7 ore, sau poate chiar mai puțin. Deci toate cred că au un rost. Și atunci acest rost cred că ar trebui făcut în felul următor. În primul și în primul rând să ne punem la punct cu ceea ce vrem să facem și să pregătim forță de muncă pentru ceea ce vrem să facem. Vă imaginați că mi-ar fi foarte simplu să mă duc să tot caut investitori să vină să facă o fabrică aici în Lungești. Vă garantez că la fel cum s-a întâmplat la Budești, la fel cum s-a întâmplat, nu știu unde, de exemplu pe aici prin Olt, pe la cauciucurile cu Caracal, nu știu unde sunt, mă rog. E imposibil de crezut, ca într-o mini-fabricuță din asta de 100-200 de persoane, să de-abia să reușești să strângi într-un județ care are 100.000 de locuitori, 200 de persoane. Uite că se poate. Și atunci cred că punctul de plecare chinurile facerii, ca să zic așa, știute de toată lumea și luate de toată lumea în considerare, ar trebui să fie asta. Să dea drumul la învățământul dual, să dea posibilitatea celor care pleacă pe afară și, scuzați-mă, să duc să șteargă la fund străinii, cum ar putea să o facă aici în țară, pe aceiași bani sau pe mai mulți, pentru că ei acolo plătesc chirie, ei acolo plătesc taxe, ei acolo plătesc mijlocul de transport, ei acolo plătesc mâncare, plătesc de toate. Și rămân în mână cu mai puțin decât salariul minim pe economie care l-a avem acum. Dar aici este foarte rușinos să ștergi român pe român la funduleț. Dincolo, cred că suntem văzuți mai mult ca o speță joasă a unei nații care asta știe să facă. Cred că știm să facem mult mai multe lucruri decât să ștergem la fund. Pentru că de aici, din Lungești, majoritatea care sunt plecați și din afară, mai zic, dumne, ce faci? Îngrijesc un bătrân sau o bătrână. Imaginați-vă că nu îl îngrijești numai să-i dai să mănânce, sau să-i aprinzi televizorul, că poate nu vede telecomanda, sau să-i deschizi, să-i închizi ușa la dormitor. Exclus. Adică acolo te ocupi exact cum se ocupă un centru de îngrijire, cum îl avem și pe ăsta. Aici o asistentă sau o îngrijitoare, da? O infirmieră, de tot ceea ce înseamnă necesități ale unui bătrân. Pentru că asta înseamnă bătrânețe. Adică vorbim de persoane care au undeva la 70, 80 sau chiar 90 de ani. N-ar fi rușinos să facă lucrul ăsta nici la noi în țară. Dar este rușinos că nu sunt plătiți. Și acest lucru trebuie luat în seamă și numai așa putem să ținem tineri aici. Nu mai vorbesc de faptul că oarecare uzină, să zic, fost uzină tractor, nu știu cât mai funcționează din ea sau ce tractorașe mai facem noi pe aici prin țară, e o idee de-a mea. Nu trebuie să o ia în seamă nimeni și nu trebuie să inoculăm nimănui până la urmă. Dar eu m-am gândit la alt minune. Dom'le, dacă aia s-a distrus, de ce nu putem să o punem pe picioare cu fonduri, cu, eu știu, din rezerva guvernului, din fonduri de urgență? Că, până la urmă, e urgență. Să facă tractoare din astea mici, de 25, 35, 45 de cai. Se le spune, le oferim tinerilor fără avans, fără așa, cum împrumut în bancă cu 0,5% sau 1% cu dau aia din afară. Cu condiția că acest tractor fiind achiziționat, e o comisie care se deplasează în fiecare lună, dacă vor, că și așa nu avem ce face, stăm să urmărim, să ne urmărim unul pe altul sau să ne reclamăm, și să vină să-i vadă pe tinerea dacă folosesc tractorul respectiv și dacă își lucrează pământul din grădină. Că tot spunem că sunt bălăriile și ne depășesc înălțimea noastră, fizic vorbind, nu... Că probabil că sunt mai deșteptele alea, crezi mai repede decât noi, singure, și fără să fie mutate și fără să fie erbicidate și îngrijite așa cum trebuie, ca la carte. Da? Și probabil că tinerii, având un job acasă, lângă casă, având și rodul muncilor, că văd că își muncesc pământul și crește o roșie în spatele lui sau ardei sau ceva, atunci mi-ar veni ideea să fac și o fabrică de conserve, să fac și o fabrică de preambalare,
unde să lucreze soția. Să preambaleze Bardeiul, să preambaleze... Vedeți dumneavoastră... Nu știu, așa gândesc eu. Astfel de idei, dacă ne-ar veni nouă, da? Nu sunt bune. Bun, sunt bune ale cui? Ale celor din afară. Ale investitorilor. Păi asta mă face din nou să cred că noi nu mai suntem noi. Noi nu ne putem gândi. Suntem oare clonați? Nu. Eu zic că ne merge mintea atunci. Și atunci dacă ne merge mintea, hai să rămânem noi aia care am fost. Mai mult decât atât, să trecem și la pensionari. De ce nu s-ar investi, de exemplu, în băile herculane? Nu am ceva. Nu știu, îmi place cum sună. Sau îmi place că e Hercule acolo. Sau nu știu, că sunt viperele care sunt unice pe acolo și mai ies în cale și poți să o vezi odată în viață. Bineînțeles, fără să te muște, să nu dai de necazul. De ce nu poți să investești în bătrâni prin a-i trimite la tratament 18 zile, cum erau înainte, și să plătești biletele, să ducă acolo, să beneficieze de hrană și de tratament 18 zile, decât să le dai o sticlă de ulei? Și să pui și stațiunea pe picioare și să aduci și un bătrânel super mulțumit și cu oasele întinse și cu sănătatea pusă la punct cât de cât, mai unge acolo rotițele la ceas să se simtă și el bine cu bătrânica lui acolo? De ce nu se fac lucrurile astea? Să dau bani de urgență pentru tot felul de minuni și de, nu mai vreau. De ce nu se fac spitale? De ce trebuie să cărăm arșii din România, o țară cu 20 de milioane de locuitori? Bine că mai suntem 9, acum am aflat 9 sau 10 faci prin țară. Deci, e clar. Să-i cărăm pe nu știu prin ce țări, pentru două camere sau trei camere care pot fi dotate cu nu știu ce, de ce nu donează bani pentru chestiile astea sau din situație de urgență ale guvernului? Ce să ne aducem aminte? De colectiv? De cine să ne aducem aminte? Numai de chestii astea urâte care pun câte o bilă neagră și câte o pată neagră pe umerii tuturor? Și ai mei, și ai tăi, și ai copiilor sau ai generațiilor următoare? Ce îi motivează pe copiii noștri să stea în țară? Nimic. Ce pot să le spun eu la tineri din Lungești când vin aici și le spun? Domnul primar, stau aici cu dumneavoastră, îmi place, ați făcut aia, ați făcut aia. Ce fac? Ajutor social? Nu îndeplinește condițiile, că și-a făcut și el o căsuță, are apă care nu zice, și-a luat o drujbă din aia de tăia lemne, are o scute din aia. Păi stai așa. Bun. Și la care beneficiază, îi crești indemnizația și scazi numărul de oameni în frunzul comunității. Da. Fantastic. Fenomenal. Chiar preferam să nu ating acest... Mă rog, am trecut eu și încerc scuze dacă... Toate aceste lucruri sunt strâns legate între ele și țin de administrație. Mă refer la administrație la nivel național, adică de Guvernul României. Ce așteptări aveți de la noul guvern? Așteptările sunt foarte mari. Și am încredere că, până la urmă, cel puțin ce au spus, dacă se realizează, va fi, cred că va fi în regulă, zic eu. Pentru că sunt măsuri care trebuie luate. Ce pot să spun cu măsura compensatorie? Dacă aveți o părere sau nu bună despre ea, ce putea să spună un cetățean care e sănătos? Mental vorbesc. Cum adică să dai drumul unui violator? Știind că fiica mea are 18 ani și trebuie să ducă la școală mine dimineața. S-a comportat exemplar în închisoare. Da? Și s-a redus pedeapsa. A violat. Bun, și dau drumul și violează în secunda 2 când e acasă. Sau mai grav, a unui criminal. Și vine cu măsura compensatorie și dau drumul. Și copilul meu dimineața pleacă la școală. Și eu la servicii. Omul ăla poate... Care dintre noi e posibilă victimă? Sau care dintre noi e vinovat sau condamnat de cine ca să-l omoare ăla care iasă din închisoare? Acum nu trebuie să-l acuzăm pe bietul, că poate n-am acuzat pe nimeni. Reeducat, nu, poate omul a scris o carte în închisoare. Eu vreau să spun altceva. Ce să vedem? Hai să fim serioși. Toți care au spus din închisoare și au scris... Adică ați fi în stare vreodată să citiți vreo carte scrisă din pușcăria? Eu n-aș fi în stare niciodată. Mi-ar face o anumită, nu știu, să nu folosesc un cuvânt din ăsta care n-ar fi adecvat și mi-ar părea rău că l-am folosit. Dar probabil că făcând naveta între două planete, nu știu, cândva peste sute de ani cu navetă spațială, poate citești o carte din aia ca să, nu știu, să râzi puțin, că n-ai ce să faci. Dar unul care a făcut o crimă sau unul care a făcut un viol, sunt de acord că poate fi reabilitat, dar să-și termine pedeapsa. Și dacă mai faci a doua oară, să-i dai pe viață. Pentru că ăla, din punctul meu de vedere, e recidivist. Așa se numește. Da, dar vezi dumneavoastră nici pedeapsa în închisoare nu mai este ce a fost odată. Păi nu, nu vă supărați. Și aveți dreptate. Pe
pe banii noștri, pe munca noastră. Păi nu, ei au condiții mai bune ca noi. Au condiții mai bune ca noi, pentru că ei nu știu decât un singur lucru, se reclame unde reclamă la drepturile omului, se spune așa: nu am televizor color în cameră. Nu am nu știu ce program, eu prefer programul. Asta e mâncare, adică decât atât de puțină carne, acasă ce mănâncă? Nimic. Nu, pentru că el n-a știut altceva să facă, n-a fost educat, n-a fost îndrumat, de, sau n-a le păia 17 ani de acasă. Bun, atunci pentru ce mai sunt bune școlile? Pentru ce mai bun profesor, decât să fie paznic la oră? N-ai voie să te atingi de copilul meu că te mănânc? Da, în pușcărie. Este un da? Cerc. Vicios. Totul pleacă de la învățământ. De la copilașul de 2 ani jumate, 3 ani de zile care nu știe să șteargă la nas, până când îl faci să știe să dea cu cuțitul. Da. De ce îl faci să știe să dea cu cuțitul când nu, nici măcar prin minte n-a trebuit să-i treacă un asemenea lucru oribil, din punctul meu de vedere. De ce nu-i ocup mintea cu un volum de carte care ar putea să citească, să dezvolte capacitatea de gândire, să te ajute în societate la construirea unei aeronave sau unui vapor sau unui tractor, să-l modifice, nu știu, să meargă și în spate, și în față, și lateral, și în sus, și în jos, și cum vrea el. Da? După 8 clase care le face pe aici, amărâte și astea pe la noi, pe la comună, se duce printr-un rășelul cel mai mic apropiat și înfige un cercel în nas, unul în ureche și viitorul de care am vorbit. Da. Niciodată nu mi-aș dori ca niciun copil să n-ajungă în nicio situație de genul ăsta, nici în pușcărie, nici într-o școală de coliție, nicăieri. Să ajungă la universități vestite, să ajungă la concursuri de not, de basket, de volei, de, nu știu, fotbaliști, ce vor ei. Să nici nu se gândească acolo. Să nu fie pușcării în România și nicăieri în țară. Să fie pedepsiți, să muncească. Exact. Să muncească. Să facă drumuri, să facă ulițe, să facă spitale, să construiască. Nu să stea, să-i hrănim lui sau stat și să ne mai dai și în judecată, să mai, pe la ce voi să mai plătim ca fraierii, vă românește niște bani pentru nimicuri.